Varicele sunt frecvente și de obicei nu sunt semnul unei probleme medicale grave, sunt observate mai des la femei decât la bărbați și devin mai răspândite odată cu vârsta, afectând de la 30-50% la din populația adultă. Conform biomedscan.ro, varicele sunt vene anormale, dilatate, cauzate de o slăbire a peretelui vasului. Ele pot apărea ca umflături sub formă de ciorchine formată din vene albastre sau purpurii. Varicele apar atunci când pereții venelor sunt slăbiți în urma unor presiuni crescute asupra pereților sau prin defectarea valvelor, iar lumenul venei se mărește. Sângele se poate aduna sau se poate colecta în interiorul venei. Purtarea unor Ciorapii de compresie este cea mai conservatoare abordare pentru tratarea varicelor, mai ales atunci când venele sunt și simptomatice, ciorapii de compresie pot fi achiziționați la unele farmacii și magazine de produse medicale și pot fi disponibile în diferite lungimi. Pierderea în greutate dacă sunteți supraponderal, dacă sunteți prea sedentar, exercițiul regulat care să lucreze mușchii, evitarea perioadelor prelungite de șezut sau în picioare. Ridicarea picioarelor. În timp ce stai și dormi, acest lucru crește întoarcerea sângelui la inimă. Când trebuie să stați în picioare pentru perioade lungi, faceți pauze și întindeți-vă. Scleroterapia presupune injectarea unei soluții direct în varice, care determină prăbușirea și dispariția acestora. De obicei sunt necesare mai multe tratamente cu scleroterapie pentru a obține rezultatele dorite. Chirurgia poate fi cel mai bun tratament atunci când varicele sunt severe și asociate cu probleme precum sângerarea, durere sau înflături, sau alte simptome sau semne asociate venelor varicoase, relatează biomedscan.ro.